Deci totul a început acum câteva luni, dacă nu, cred că mai bine de un an de zile, când cineva, de fapt mai multe persoane, m-au acuzat că nu aș fi patriot pentru faptul că nu sunt un fan al Simonei Halep. Da, pe cât de ridicol sună, știu că aici probabil mulți o să închideți videoclipul, dar am vrut să menționez chestia asta de la început ca să nu existe. Deci am fost acuzat că n-aș fi patriot, ceea ce nu sunt, dar atenție motiv, pentru că nu sunt un fan și pentru că nu mă uit la meciurile Simone Halep. Că timpul mi-o permite, de altfel, să mă uit la toate turneele, mai ales când joacă la Australian Open și US Open și joacă la 4 dimineața. Chiar n-am altceva mai bun de făcut la ora aia decât să-mi arăt patriotismul pentru țară, pleonasm, știu, dar să-mi arăt patriotismul prin faptul că mă uit la meciurile Simone Halep, că de ce să mă duc a doua zi la muncă, să fiu odihnit, să produc, să plătesc tot felul de taxe și impozite la noi în țară și să donez banii a unor copii din România care au nevoie. Nu, hai să-mi pierd viața ca ultima slugă la 4 dimineața să mă uit la meciurile Simone Halep, da? Bun, deci totul a început și după cum ați putut da seama despre, vorbim astăzi despre patriotism, totul a început, nebunia asta mea împotriva patriotismului a plecat de la mesajul cuiva care mi-a zis, bă, tu nu ești patriot. Asta a fost, mi-a scris cineva a reply la story, când am pus eu un story că făceam altceva, mă uitam la o prostie de emisiune când era meciul Simone Halep și am zis că bă, nu mă uit la meciurile Simone și ăla mi-a răspuns pe Instagram că da, tu și ceilalți patrioți români, da, se vede câtă dragoste de țară aveți. În primul rând, dacă te uiți la videoclipul ăsta, ești un idiot. Unul la mână. Doi, dacă patriotismul a ajuns să se manifeste în faptul că ne uităm cu eventual steguleți și vuvuzea la meciurile Simone Halep, pe care o apreciez, o stimez și o respect pentru ceea ce face, avem o mare problemă. Și eu când am spus că nu sunt un fan al Simonei Halep, am spus-o din perspectiva tehnică a sportului, pentru că eu am practicat sportul ăsta la nivel de performanță foarte mulți ani de zile și văd altfel un meci, cum fiecare își vede meseria, profesia sau ceva de care e pasionat în mod diferit și îl privește probabil mai tehnic, că na, așa se întâmplă, așa mi se întâmplă mie cu meciurile de tenis, pentru că am practicat sportul la mulți ani de zile și sesizez niște chestii în mentalitatea și în stilul ei de joc care mie nu-mi plac. Taică-miu mereu îmi zice, păi da, trebuie să ții cont că este mai mică și că are dezavantaje fizice față de celelalte jucătoare. Bun, stai puțin, deci nu vreau să discut acum despre Simona Halep și să zic că de ce nu-mi place de acum, nici lui taică-miu nu-mi place să-i zic. Pur și simplu nu sunt un fan al stilului ei de joc și al mentalității de, bă, mereu când am pierdut e din cauza unei accidentări și veșnic un pușcat în aripă. Deci eu nu sunt adeptul acestor lucruri, da? Bun. De când patriotismul se manifestă în a vă uita la Simona Halep și a te uita la meciurile naționale și a susține sportivii și de când? Mai mult decât atâta, vă rog să-mi spuneți în comentarii cine știe cum definim patriotismul, cum definim dragostea de țară, ce înseamnă dragostea de țară? Că pentru mine dragostea de țară poate să fie, domne, susțin fundația de la Fundeni, susțin Roșia Montană, susțin proiecte caritabile și sociale pentru copii din România, chiar și de alte etnii, tot un scop productiv. Ca să fac chestiile astea nu-mi permit să-mi bat capul cu probleme de-astea sociale și că hai să ne uităm. Deși mă uit, când am timp mă uit, îmi place fotbalul, mă uit. Da? Deci mă uit când joacă ai noștri în Europa și felice și îmi doresc să câștige, cum și Simona îmi doresc să câștige. Eu doar spun am ce am spus că nu-mi place stilul ei de joc. Da? Bun. Deci, de când patriotismul se manifestă în astfel de, scuzați-mi sau nu-mi scuzați expresia, rahaturi. Da? Deci dacă eu vin și spun că România asta are, este plină de oameni idioți, pentru că este. Și este vai morții ei ca țară, ceea ce este dovedit și că suntem ultimii după ultimii și că nu există performanță. Înseamnă că nu sunt patriot? Probabil înseamnă, da? Eu nu am spus niciodată că aș fi patriot, atenție, nu sunt patriot, da? Nu-mi iubesc țara, nu îmi doresc tot ce e mai bine pentru ea, îmi doresc tot ce e mai bine pentru oamenii din ea, ăia care merită, ăia care nu le doresc la fel de mult rău pe cât reușesc să producă în viața lor, da? Pentru că karma există, universul joacă cu sau împotriva noastră. Deci asta este, așa definesc eu patriotismul. Și la emisiunea asta, High Status Show, de astăzi, exact despre asta vreau să vorbesc. Cum poți să vii tu, care nu faci o acțiune socială, nu ajuți pe nimeni, nu susții activ cu mai mult decât, hai Simona, pe nimeni în țara asta. Cum poți tu, nimicule, să vii să-mi spui mie că eu n-aș fi patriot, invocând niște motive de 2 lei. Cum poți să vii tu să-mi spui că eu nu sunt patriot în ideea în care tu ești un zero bar, tu ești o cheltuială pentru stat în momentul ăsta, da? Deci statul are o cheltuială cu tine, că trebuie să-ți asigure aia, aia și aia altă, da?
Ai fost ținut în școală 12 ani de zile de un stat român care, bun, rău, prost cum e, a făcut chestia asta pentru tine. Tu n-ai oferit niciodată nimic și vii să-mi spui mie cât de mult îți iubești, cât de mult îți iubești țara. E ca și cum vii și îmi spui mie că, domnule, eu n-am grijă de iubita mea și că nu mă pricep doar pentru faptul că nu mă duc la muncă cu ea de mână, da? În schimb, tu ce faci? Tu nu o satisfaci din niciun punct de vedere, nu o scoți în oraș, nu dorești să se plimbe, nu faci nimic din lucrurile pe care ea și le dorește, da? Vrea la vernisaj și pe tine te plictisesc, da? Dar pe de altă parte, în schimb, ești primul să o iei de la muncă când îți amintești, da? It doesn't work like that, da? Să fim înțeleși. Repet, nu sunt un patriot pentru că nu-mi susțin țara mai mult decât pe plan sportiv, că am crescut aici și îmi doresc să o văd prosperând, dar atenție, nu țara în sine, ci oamenii care merită să performeze în țara asta. Asta cu sportul e foarte bună anecdota, pentru că fiind acolo la limita între patriotism și suport, că îmi place sportul, e un subiect foarte de actualitate și foarte bun. Exact, uite, cu Naționala României de fotbal, da? Susțin Naționala României de fotbal. Mă uit, nu mă consider neapărat microbist, dar mă uit la meciuri, știu despre ce e vorba acolo. În schimb, nu pot să le doresc tot binele din lume unor jucători, un jucător vai de ei, care îi văd că nu-și dau interesul pe teren, în două îndomni te strigă, au fault și postează pe Instagram mai mult cum se plimbă decât cum joacă fotbal, da? Asta nu pot să susțin și îmi pare rău că în țara care mă reprezintă pe mine pe la turnee există astfel de lichele, astfel de specimene și la fel se întâmplă și alături de juniori, unde am practicat și unde am fost și am văzut ce se întâmplă, da? Și asta e nașpa la noi în țară, că există foarte multe gunoaie și până la urmă cine definește ca țară? Forma geografică, înconjurarea, liniile trasate pe hartă, pentru mine țara este definită de oamenii care trăiesc în ea și cu tot respectul pentru foarte mulți de aici, suntem o țară de handicapați și aici recunosc că câteodată mă includ și pe mine, cacofonie din nou, câteodată mă includ și pe mine pentru că și eu am făcut prostiile mele și am greșelile mele și am greșit grav față de anumiți oameni de-a lungul timpului, greșeli pe care nu le-am mai reparat și aia e. Nici nu le-am repetat, în schimb. Deci noi ca oameni definim cine suntem ca popor și poporul definește cine suntem ca țară, da? Poți să vii să pui la mulți ani România pe Instagram de 1 decembrie și după aia să știi că România există, să nu mergi la vot, să nu-ți pese și să pleci pe afară și să spui că păi da, afară e mai bine decât în România. Că și aici e un subiect la care o să ajungă minutele următoare, da? Ei, nu poți să faci chestia asta, este ilogic și inuman. Noi ca popor suntem un popor jelic, suntem un popor de oameni răi, de șerpi, cu mici excepții, atenție, da? Nu zic că suntem toți așa, dar avem noi o ură, o invidie, niciodată nu ne place ce fac alții, întotdeauna suntem împotrivă, niciodată pentru, că inclusiv când mergem la vot, noi nu mergem la vot să votăm pentru cineva, noi de obicei mergem la vot să votăm împotriva cuiva și de obicei împotriva PSD-ului, da? Deci noi suntem complet și complet împotriva a tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Parcă suntem împotriva noastră, jur. Că ne și comportăm ca atare pentru că stăm ca leprele cu fundul în canapea toată ziua, acceptând să stăm la niște facultăți care nu ne învață nimic, să profesăm o meserie care probabil nici nu ne place, dar stăm acolo de gura părinților să cheltuim niște bani ca să nu facem bani în viitor. Pentru ce? Pentru ce? Numai ca să fim împotriva noastră. Deci din nou se confirmă că noi ca popor român suntem împotriva. Împotriva a ce? Împotriva a tot. Da? Este un subiect care pe mine mă aprinde foarte tare pentru că pe de-o parte mi-e ironic să văd câtă prostie există pe Instagram, că de asta mi-am și curățat contul, am urmărit numai conturi care îmi plac și sunt 100, adică ăla e maximul și mare parte sunt echipa mea, prieteni buni și familie. Da? Deci mă intrigă să văd câtă prostie și cât de mediocritate există și cât falsism, dacă există asta ca și cuvânt, eu mă doare să văd câte aburele există în lumea asta privind, domne, dragostea de țară. Îmi zice Georgica din Anglia, la facultate în Manchester, vine și îmi zice România, că eu pentru România fac. Băi, hai să ne înțelegem la un lucru. Sunt foarte pro oamenii care nu fac nimic pe țara asta, ba chiar o și scuipă. Sunt foarte pro pentru oamenii care jignesc guvernul, da? Care strigă cu mâna pe inimă, muie PSD și muie PNL și dacă e cazul, când e cazul, muie USR și muie toată lumea, da? Este minunat și accept chestia asta. Bă, da, asumați-vă și fiți reali. Nu spuneți cu o gură chestia asta și cu altă parte a gurii ziceți, da mă, nu, că România, că merită, că eu pentru România strig muie guvernul, că vreau ca țara să meargă mai bine. Bă, da, dacă scoți guvernul și dacă scoți oameni din țară, ce mai rămâne din țară? Ce, tu iubești niște plaiuri pitorești? Te-ai îndrăgostit de copaci? Te-ai îndrăgostit de o societate care reprezintă tricolorul ăsta, da?
zis România, care nu mai e dodoloață din păcate, că n-am fost în stare să o păstrăm așa. Da? Deci este incredibil să văd câți oameni fake-uiesc chestia asta. Pe de o parte ne e frică să înjurăm țara, cum o fac eu acum deschis și cu mâna pe inimă, pentru că, domne, nu e frumos și ce o să zică mama și tata, ce o să zică bunica, ce o să zică prietenii, fake-uim chestia asta, dar nu facem nimic concret pentru țară, știi? Adică plecăm la facultăți în afară, înjurăm sistemul de taxe, ne înjurăm conducerea, da? Nu ne place să consumăm nimic din ce-i românește, că na, vorbim engleză, sărutăm franțuzește, nu mâncăm italienește, ne îmbrăcăm la fel italienește, da, mașini nemțești, nu, că daciile, bă, cu sărăcie, râdem de ăștia cu Logan, știi? A, uite mă, și-a luat și sărăcia asta, Logan. Really? Adică, suntem patrioți din vorbe, dacă vine vorba de fapte, negăm orice spirit patriotic pe care îl putem avea față de țara asta, da? Cum te simți tu dacă te simți în povestea asta și fără să știi, cum te simți tu dormind, știind, cum te simți tu când dormi știind că te iei de o țară și faci tot ce faci împotriva țării, dar când e de afirmat, de a fi publică, nu, că eu iubesc țara, frate, că eu vreau să mă întorc aici, că am familie aici, că nu știu ce. Păi cum vine asta? Deci ori pleci la facultăți în afară, ori susții alte echipe de fotbal din afara României, ori faci toate chestiile astea, dar nu mai spune mie că tu ești patriot și vezi, doamne, eu n-aș fi. Da? Stai în țara asta, plătește-i taxele, acceptă toate etniile care trăiesc în țara asta, care au cetățenie română, fie că ne place, fie că nu, acceptă guvernul pe care îl ai, acceptă cum se desfășoară lucrurile în România și după aceea vreau să-mi spui mie, bă, eu iubesc România așa cum e, da? E din nou, ca și cum ai avea o iubită sau un iubit și te minte și te fură și joacă numai împotriva ta, te mai și înșală eventual, tu știi toate chestiile astea, o lași așa, dar când vine, te deranjează în mod de evident și tu la rândul tău înșeli că te duci la altcineva, dar când te întreabă oamenii, iubita mea sau iubitul meu, cel mai șmecher din trei parcări, ești nebun la cap, deci minunăție de băiat sau fată, după caz. Da? Băi, fake-ule, pe cum vine chestia asta? Că rămân, deci, jur, eu sunt tripat pe chestia asta. Muzică, domne, treapă românel, ce treacă ea, mă, treapă? Avem noi treapă, îi se compară cu ce fac ea pe afară? Bă, dar stai un pic. Tu dacă ești patriot, n-ar trebui să-ți placă și să accepte așa cum e, să-ți placă la toate nivelele? Sau mă rog, nu la toate, dar măcar să existe și ceva ce să apreciezi la țara asta? Pe orice, dacă nu-ți place nimic, dar ești patriot din gură, pe cum merge asta, băi, prietene? A, ne place 1 mai, știi, că ziua muncii, tărele, încingem să-ți furie micii. Asta ne place. În schimb, când vine vorba să facem concret ceva pentru țară, nu ne mai place, nu? Insist mult pe subiectul ăsta pentru că, nu știu, ziceți-mi voi, cum vă simțiți cu genul ăsta de oameni care, lăsăm la parte patriotismul, genul ăsta de oameni care nu fac nimic ca să arate ceea ce afirmă. Da, adică tu afirmi că îți place să mergi la sală, dau un exemplu, dar te duci o dată pe lună când îți amintești și acolo de fapt nici nu mergi la sală, acolo pui 7 story-uri și ești doar așa de complezență. Păi cum vine chestia asta? Asta se transmite foarte bine și în patriotismul ăsta idiot pe care l-avem noi ca nație de proști ce suntem. Deci nu poți să zici că ești îndrăgostit de meseria pe care o faci totuși să n-ai chef să te trezești, să te duci la muncă, așa și cu patriotismul. Nu poți să pleci în afară, să nu faci nimic pentru țara ta, să nu ajungi, să nu iei un gunoi de pe jos dacă l-ai văzut și să-l pui la coșul de gunoi și să zici, domne, ce-mi iubesc țara. Ori ești iubitor de țară și faci tot ce ține de societate, social vorbind și politic și așa mai departe ca să-ți ajungi țara, ori faci ceea ce faci deja, dar nu mai afirm că ești patriot. Doamne iartă-mă, nu poți să... Nu poți să vii să mănânci cu atâta căcat, cu atâta lejeritate și să-i acuzi, că asta este și mai interesant, știi? Să-i acuzi pe alții că n-ar fi patrioți, da? Păi ești? Păi ce te face pe tine patriot? Mai concret, azi, dacă e să facem o listă, da? Vino și zi-mi ce te face patriot. Când zic tine, mă refer la oricine care ascultă și se simte, adică nu e... Cine, nu? Foarte bine, aveți respectul meu, că sunteți autentici, da? Deci ori dăm hate, dar e asumat. Ori e ca aia care îi înjură pe de-alte Dorian Popa, Shelly, Abi, Five Gang și mai știu eu cine, dar îi urmăresc pe Instagram, știi? Păi ori nu-ți plac, ori îi urmăresc pe Instagram, da? Eu nu îi urmăresc pe niciunul, deși îmi place ceea ce fac, da? Dar nu e contentul care mie să-mi placă să-l văd recurent pe Instagram, da? La fel și cu patriotismul, bă, ce facem? Cred că s-a mișcat un pic camera, sper că nu prea tare. Și cum facem? Ce facem? Ori învățăm să fim oameni până la capăt, ori nu, da? Asta cu Simona Halep mi s-a părut incredibil, pentru că eu n-am zis niciodată că
Nu o susțin pe Simona Halep. Eu am zis că nu-mi place stilul ei de joc și sincer nu cred că mi-ar plăcea atât de mult de ea ca persoană dacă ar fi să o cunosc personal. Noi am avut același antrenor de tenis care a și murit, Dumnezeu să-l ierte. Și ții minte când făcea, când juca la Roland Garros la juniori. O felicit pentru performanțele ei și nu contest că fizic, comparativ cu uriașe și gigante precum Serena Williams sau mai știu eu care, cu picioarele lungi și masive, are un dezavantaj fizic. Dar eu nu îi suport stilul de joc pur și simplu. Asta nu înseamnă că nu țin cu ea de fiecare dată când joacă și mă uit din dragoste pentru sportul ăla în sine. Nu mă uit la meciurile ei. Este revoltător când știu câte lucruri am făcut pentru România, fără să le fac pentru România în mod direct. Știu cât a beneficiat România de pe urma ce fac eu, cât au beneficiat oamenii din România de pe urma ce am făcut eu și ce au făcut oamenii din jurul meu pe care i-am pus și cu care împreună am construit niște chestii care au ajutat țara. Și este incredibil să văd că sunt alții care n-au făcut nimic, sunt niște lepre pe pământ, niște nimeni uitați de Dumnezeu, care au tupeul ordinar să vină să-mi zică mie că Andreas nu face și că Andreas este și că nu știu ce și că nu știu cum și că nu uita care e țara care te-a crescut. Bă, pe mine m-a crescut România, da? Pe mine m-a crescut o familie, m-am crescut singur. România trebuie să-mi faciliteze niște chestii pe care nu mi le-a facilitat. Pentru că trăim într-un sistem mizer de învățământ, controlat de un guvern la fel de mizer, într-o țară de căcat. Că asta e România, o țară de căcat cu tot respectul, da? Cine a rezistat să se uite până aici, pot afirma că avem o țară de căcat. Că suntem o țară de nimic. Cu oameni proști, da? Cu un sistem care nu ne învață nimic și cu o lipsă de educație și de cultură incredibilă. Faptul că există familii în prezent care trăiesc ca moromeții în prezent, dar care nici nu vor să depășească condiția, este strigător la cer. Dar apropo despre rural și urban, o să facem și alte videoclipuri, că și acolo e interesant. Subiectul ăsta mi-a venit având niște clienți din rural, niște oameni extraordinari, de nota 20. Deci, România nu merită, după părerea mea, România nu merită pic de apreciere, da? Și pic de susținere. Merită anumiți oameni care fac ceva, dar nu e ca și cum o fac pentru România sau numele României. Se întâmplă ca noi, ca țară, să ne mândrim cu ei că sunt ai noștri și că s-au născut. Dar ce merit am eu sau altcineva pentru toată munca și efortul acelor oameni? Ca eu să mă lauc că și eu sunt român, ca Cristina Neagu sau ca Simona Halep sau că Virginia Rozi sau că mai știu eu cine. Păi, stați un pic, că nu am niciun merit. Faptul că m-am născut în aceeași suprafață de câteva mii sau nu știu cât are, 200.000 de metri pătrați, de 200.000 de kilometri pătrați cât are România, în perioade diferite, mie nu-mi dă niciun drept să mă laud cu performanțele lor, să zic că și eu sunt român ca Hagi sau ca... stai un pic, hai să mă duc eu să donez niște bani sportului românesc la Ministerul Tineretului și Sportului, să practic un sport și să reprezint România, să donez unor activități sportive, să fac videoclipuri pe YouTube în care să învăț oamenii din expertiza mea, să fac toate chestiile astea și abia după aia să vin să mă laud, să zic, da mă, uite, ăsta... Mă regăsesc în performanțele acestui om. Că noi n-ar trebui să regăsim în performanțele altor români. Asta nu este patriotism. Asta este o ipocrizie și o falsitate. Pentru că să te mândrești cu performanțele altui om, chit că sunteți în același oraș, pana mea, ce e asta? Despre ce vorbim? Deci Constanța, orașul meu natal, a dat probabil doi dintre cei mai mari sportivi de-a lungul istoriei în România. Gheorghe Hagi și Simona Halep, da? Ce ar fi acum eu să-mi asum critic și să zic, da, mă, ăsta e constanțean de meu. Păi eu pot să fiu constanțean și să fiu un idiot. Deși am trăit într-un oraș cu doi mari sportivi. Da, și probabil sunt mai mulți, așa doi mi-au venit acum în minte, da? Am avut mare echipă de handball la Constanța, cei mai tari, pe canotaj la fel, se făcea la Constanța. Notul, da? Răzvan Floarea are școală de not la Constanța, se dezvoltă orașul ăla, da? E ce meritam eu toate chestiile astea? Nu am donat în mod direct sportului românesc, nu am ajutat pe oamenii ăștia să aibă performanță. Cu ce drept vin eu să spun că, da mă, român de-ai mei? Cu niciun drept! Cu niciun drept! Ba mai mult decât atât, eu când este și pe unde mă mai duc pe afară și mă mai știu oamenii, eu nu laud țara asta că nu e nimic de laudat. Ok, laud anumite persoane care mă impresionează și care știu că sunt incredibili, de la oameni politici până la sportivi de performanță, până la oameni de televiziune, cântăreți, actori și așa mai departe, dar nu mă regăsesc cu ei și nu spun că they are Romanians like me. Fac România, până la urmă. Sunt niște oameni, din păcate sau din fericire pentru ei, vorbitori de limbă română, pentru care statul n-a făcut nimic și ei au reușit în niște condiții vitrege pe care statul le-a pus pe tavă. Da? Deci strigător la cer faptul că ne regăsim și ne mândrim, ne batem atât de tare în piept cu cât de șmecheri sunt noi ca români și cât de șmecheri ai România, dar concret
Noi n-am făcut nimic pentru țara asta și țara asta n-a făcut nimic pentru noi. Avem un love-hate de ăsta foarte fecuit. Exact ca prietenul ăla pe care nu-l suporți, știi, într-un grup. Dar când te vezi cu el, vorbești cu el. Că n-a, dar nici nu te suportă pe tine. Dar vorbiți, că sunteți acolo, vă mai dați și like-uri pe Instagram, eventual, aveți zile pe Snap, adică faceți, dar vă nu vă suportați. Așa e și cu România. România spune, mă rog, conducătorii care ne reprezintă ca țară spun că, domne, ne iubim poporul. Și noi ca popor spunem, domne, ce ne iubim țara, dar de fapt nimeni nu iubește pe nimeni și avem doar interese personale, da? Dacă noi punem lucrurile pe care le facem pentru noi, în numele țării și le facem pentru țară, înseamnă că suntem foarte low status și suntem niște loseri. Pentru că noi nu o facem pentru țară, noi o facem din motive egoiste, and it's okay to be like this. Eu nu acuz că facem chestia asta, eu acuz că vorbim despre țară ca și cum ar fi, ce o punem pe un pedestal de ăsta tricolor, știi, și domne, Saturn, steagul, zici că noi am pus steagul pe lună, știi? Deci niște mizerii de-astea, niște rahaturi. Haideți să scăpăm naibii de toată falsitatea asta și bătutul ăsta în piept de ancurulea că, domne, noi suntem cei mai șmecheri, cei mai tari și că țara asta și că pentru România, da? Că ce jegoși sunt ungurii și că ce proști sunt bulgarii și că ce șmecheri suntem noi, da? Bă, nu e chiar așa. Chiar nu e chiar așa. Ori facem pentru țară și ne mobilizăm să facem din țara asta un loc mai bun prin a ajuta la curățenia ei, prin a, bă, nu știu, bă, pompa mai mulți bani aici, prin a dona, prin a intra în partide, da? Nu face o adevărată schimbare. Ori facem asta, ori dacă nu, tași dreacul și stai în banca ta, că nu interesează pe nimeni ce patriot ești tu și oricum nimeni nu te crede, da? Dacă tu crezi că e la modă să fii patriot, e înșelea mare, da? Mai văd ăștia studenți pe afară, că merg, am și pe Instagram câțiva tovarășii mei, studenți pe afară, I teach them the Romanian way. What Romanian way? Care-i stilul românesc? Fără cagule pistoale, cum zicea puia. Păi, noi ce putem noi să mergem afară să învățăm pe ăștia? Cum să bea fără să se pună în cad după o noapte întreagă? Cum să combinăm mai bine pe Instagram folosind greșeli gramaticale în prostie? Cum să evităm să furăm tot ce înseamnă la taxe, la toate mizeriile astea? Cum avem un guvern corupt și cum învățăm de la ei cum să fie și ei corupți? Cum să ne comportăm de vai morții noștri cu clienții pe care avem prin restaurante și așa mai departe? Ce învățăm? Ce învățăm de ca români? Cum să ne urăm între noi, să ne dăm în cap în funcție de etnie și stări sociale? Cum să ne batem joc unii de alții? Ce învățăm noi? What's the Romanian way? Sau îi punem să facă sarmale, care sunt turcești, apropo? Ai fost mințit toată viața dacă ai crezut altceva. Nu înțeleg. Ce-i bine legat de România? Ok, avem niște aspecte pozitive, dar care privesc niște oameni nominal care au performanțe și se descurcă bine și fac treabă la noi în România. Dar țara nu are nimic de a face cu succesul altora. În schimb, cred că are de a face cu insuccesul multora. Deși știu că în episodul precedent am zis că nu este bine să dăm vina pe alții, lucru pe care îl susțin în continuare, cred că statul ar fi putut face mai mult pentru noi, mult mai mult și n-a făcut, da? Deci sunt și ei, printre alții, vinovați pentru tot ceea ce se întâmplă rău aici. Da? Când zic statul, din nou mă refer la conducere și la oameni din jurul nostru, da? Deci hai să renunțăm la ipocrizie. Nu mai vreau să mă lungesc cu videoclipul, că deja avem 20 ceva de minute. Sper că ați înțeles la ce mă refer și sper că dacă e să fiți convinși de ceea ce zic și eu, să nu vă feriți să le spuneți prietenilor voștri, oamenilor din jurul vostru, chiar și familiei dacă e nevoie. Bă, du-te dracu cu ipocrizia ta, ești mare șmecher, tu patriot, dar te piși pe de țară de fiecare dată când ai ocazia fizic să o faci, știi? Deci, haideți să luptăm împotriva găinăriilor ăstora și haideți să luptăm împotriva oamenilor fake din viața noastră, că și așa sunt mulți și poate nu o să schimbăm noi societatea, că nu cred că schimbarea societății o să plece de la mine. Dar cred că putem încerca să facem un bine, da? Deci haideți să rezolvăm treaba. Cam atât a fost videoclipul de astăzi. Sper că am înțeles fiecare despre ce s-a vorbit aici. Cine va hate-ui chestia asta, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu sunt de acord cu mine. Dreptul la liberă exprimare există în această țară teoretic democratică. Aveți comentariile, spuneți-mi ce părere aveți despre România și să ne auzim cu mine în următorul High Status Show. Da? Cam atât pentru azi. Eu am fost Andreas Balan. Kisses, I love or not Romania.